De astăzi, conducătorii de autoturisme electrice și hibride își pot încărca mașinile chiar în centrul Ploieștiului. La intrarea B din sediul Palatului Administrativ a fost montată o stație de alimentare a acestor tipuri de autovehicule. Stația este o donație către Consiliul Județean Prahova. În acest moment stația funcționează la parametri normali. Ploieștenii pot veni să-și încarce mașini electrice sau mașine hibrid pe care le au la această stație gratuit în acest moment. Sunt două prize, una funcționează la 3.80, una funcționează la 2.20, una încărcare rapidă, una încărcare lentă. Considerăm că este un mic pas făcut pentru un mediu mai curat. La inaugurarea sa, Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean, a făcut și o demonstrație. El a alimentat prima mașină electrică a Consiliului. Autoturismul a fost achiziționat prin programul Rabla Plus și a costat 35.000 de euro, dintre care 10.000 au reprezentat subvenții acordate din partea Ministerului Mediului. Toader a făcut inclusiv un drive test. Concluzia, atât mașina cât și stația funcționează impecabil.